Bine v-am regăsit la Super Pariuri, e mare sărbătoare, probabil la Riad se joacă Supercupa Italiei la 3 zile după ce s-a jucat Supercupa Spaniei, acolo în Arabia Saudită. Duminică seară s-a jucat Barcelona-Real Madrid cu victoria Barcelonei 3-1, asta după ce se jucase Final Four Supercupa Spaniei. Ei bine, astăzi Milan-Inter, avem la Riad în Arabia Saudită Supercupa Italiei cu mult echilibru între cele două echipe. Asta pentru că nu putem vorbi de o echipă gazdă și ne luăm după forma de moment. Un pic favorită este Inter. Parcă după Cupa Mondială Interul e într-un moment așa ceva mai bun. Milan are o singură victorie și apoi trei remize la rând, ultima cu Lecce în deplasare, tot mai departe de titlu, în vreme ce Inter are două victorii și două egaluri. O victorie cu Napoli, importantă și pentru Inter și în contextul campionatului, că dacă nu era victoria aia, Napoli ar fi avut și mai multe puncte avans acum. Apoi două rezultate de egalitate, unul cu Monza în deplasare, cu gol marcat de Monza în prelungiri. Nici la Inter lucrurile nu sunt cine știe ce în regulă. Ok, vă propunem două pariuri aici la meciul ăsta. Sunt supercupele cumva predispuse la X pauză sau X final. Cam asta e ceea ce ne spune statistica. X pauză, la pauză sau la final a fost s-a întâmplat în 8 din 10 supercupe. PSF așadar, pauză sau final X, mergem pe asta. PSF X, avem o cotă de 1.75. Iar a doua idee de pariuri este legată de goluri. Vedem golurile primite de Tătărușanu, în fine, primite de Milan, putem spune totuși asta, dar am mers pe ce ne era nouă mai aproape. Goluri primite de Milan în acest sezon, doar nu în Champions League, fără Champions League. În 9 din 12 meciuri a luat gol și în aceste 9 meciuri în care a luat gol s-au dat 3, peste 3 goluri și ambele echipe evident au marcat. Ne ducem și noi pe asta. Ambele echipe marchează, o cotă mică. Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri. E ceva mai bine, 2 și 10.